Deci trebuie să ne îndreptăm spre hashtag trup de vară. Dietele sunt din nou la mare căutare, dar cum slăbim sănătos, dar și ieftin. Aflăm astăzi de la Cristi Mărgărită, consultant în nutriție și fitness. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! De data asta suntem față în față și nu prin intermediul Skype-ului. Vă aduceți aminte de Cristi Mărgărit, care cu mult înaintea ministrului sportului a apărut la Neața în short, dar cu o cămașă proaspăt călcată de soție. Acum a venit, a dezinfectat tot și e gata să povestească exact cum o făcea pe vremuri despre nutriție, dar mai ales despre diete. A plecat Oprișan, că a intrat la a 40-a cură de slăbire și de dimineață la ora 7 a mâncat un iaurt cu fructe, după aia a văzut că sunt vreo 800 de calorii acolo, că a luat și doza mare. Știi că e iaurt cu fructe și iaurt cu fructe. Adică dacă ai un iaurt bun de calitate și pui fructele în el, poate că ești mai bine. Dacă ai zahăr adăugat, corect. Și asta ne duce către ideea de ieftin și sănătos în același timp. Păi, lumea o să spună, dacă îmi recomanzi acum o dietă, mă costă foarte mult, n-am de unde. E și o perioadă economică destul de dificilă. Așa este. Apropo de fructe, chiar v-am adus niște cireșe culese de noi, puse de socrii mei, cireș și tot. Apropo de ce înseamnă ieftin. Ieftin înseamnă în sezon, pentru că atunci prețul e cel mai mic, și pe cât posibil local. Dacă vorbim și de sănătos, trebuie să avem grijă cu localul. Ai văzut foarte multe pesticide, foarte multe probleme, deci localul trebuie gândit în funcție și de siguranță. Sigur că sunt și alimente de import pe care le cumpărăm, nu avem ce să facem, care vor costa mai mult, dar cel mai important lucru pentru ca o dietă să fie ieftină și sănătoasă este planificarea. Cele mai mari pierderi pe care noi le avem sunt de fapt din mâncarea pe care o aruncăm, nu neapărat din mâncarea scumpă pe care o cumpărăm. Atunci dacă ai un plan foarte bine pus la punct, un plan de dietă, nu neapărat o dietă cu gramaje, măcar o listă de alimente, hai să spunem, sănătoase sau permise, cum vrei să le spui, și nu te duci neapărat la supermarket atunci când ești foarte sătul. Nu, te duci și cu foame, dar cu lista ta, și atunci dacă tu cumperi exact ce ai nevoie, ce știi că vei mânca, ce știi că îți face bine, atunci îți va fi foarte ușor să faci economie. Cum spuneam, cumperi și în sezon, când sunt mai ieftine. Nu am cumpărat cireșe neapărat anul acesta, am așteptat, ne uitam așa la cireșii din curte, hai să se coacă și uite, s-au copt, v-am adus și vouă, culese frumos, evident bio, nu au fost. Deci nu mai e scump, dar e sănătos. Exact. Care e cea mai mare greșeală atunci când ne apucăm de o dietă? Cea mai mare greșeală pe care eu o văd este că oamenii încearcă să intre prea brusc într-o dietă. Apropo și de Eu de mâine... De mâine fac și drag și intră într-o dietă cu foarte puține calorii, instaurează foarte multe reguli sau, cel mai rău, intră într-o dietă extremă. Sunt acum la modă foarte multe tipuri de diete. Începe să intre în forță din nou dieta ketogenică, intră în forță din nou postul intermitent, pauzele alimentare, dietă care mimează înfometarea, mă rog, fasting-ul. Metode foarte dure, foarte speciale, foarte stricte și care nu cred că se potrivesc la toată lumea. Cred că primul pas este să scureți efectiv, apropo și de costuri, dieta de alimentele ultraprocesate pe care de fapt oricum nu ar trebui să le mănânci. Zahăr, făină albă, făinoase pe care le poți cumpăra de peste tot, gustărele de tot genul, și prăjeli, uleiurile. Sigur că sunt foarte gustoase. Evident, trecem pe cuptor. Dar dacă scoatem aceste trei pseudo-alimente, să spunem zahărul, făina și uleiul, odată reduci foarte mult din costuri, pentru că un aliment procesat din supermarket de acest tip pornește de la niște ingrediente foarte ieftine și ție ți ajunge pe masă sau în farfurie la un cost foarte mare. Gândește-te la cereale. Un kilogram de grâu este sub un leu, dar un kilogram de cereale pentru micul dejun ajunge la câteva zeci de lei. Și atunci dacă eu mi-au fulgi, sau mi-au porumb separat, sau mi-au fulgi pur și simplu de ovăz, care sunt cei mai buni, și mi-i fac în bucătărie cu lapte, cu fructe de pădure, dacă vrei, cu nuci, cu semințe, cu orice. Apropo și de nuci, lumea se plânge, nucile sunt scumpe, dar toamna, când se culeg nucile și se coc, îți poți cumpăra nuci mult mai ieftin, dacă nu ai nuc, dacă ai nuc, le stochezi doar, și iată că poți avea nuci tot anul. Sigur, pungi vidate, frigider, stocarea depinde de spațiul pe care îl are fiecare în apartament sau în casă. Revenind, ce recomanzi? Să ne apucăm de o dietă fără să consultăm nutriționistul sau măcar un medic? Să ne facem un set de analize, nu? Totdeauna eu am recomandat un set cât mai cuprinzător de analize. Deci cât îți permiți financiar, atât trebuie să te testezi. Dincolo de analizele de bază de sânge, există și analize hormonale, există analizele marcării tumorali. Din când în când e bine să-i facem, pentru că vârsta pentru aceste boli a scăzut foarte mult.
o ecografie abdominală. Deci toate acestea, părea mea, că trebuie făcute oricum. Și înainte să ne apucăm. Da, oricum trebuie să le facă și un om sănătos care nu vrea să țină dietă. Dar dacă vrei să ții dietă, neapărat să ai aceste de analize. Că după aia intervin diverse filozofii de nutriție, unii cu low carb, unii cu vegetarian sau cu vegan, alții cu multă carne, cu ducan, cu keto. Nu mai are importanță. Important este să știi de unde pleci, astfel încât parametrii tăi de sănătate, hai să luăm glicemia și colesterolul, cele mai comune, să vezi că măcar rămân pe loc atunci când ții un program de slăbire. Evident, ideal ar fi să le îmbunătățim, adică să vezi o glicemie că se reduce, să vezi un colesterol că se normalizează, să vezi colesterolul bun că se duce în sus și atunci știi că dieta funcționează. Așa la exterior o vezi că reduci stratul de grăsime și adaugi masă musculară, pentru că evident sportul trebuie să facă parte dintr-un astfel de program. Unii care s-au apucat după ureche cei drept au zis, domne, nu știu de ce, mă îngraș, beau numai freșuri dimineața, mănânc doar legume sănătoase la prânz și eventual la 6 un pește. Da, poți să intri într-un astfel de cerc vicios, mai ales cu excesul de fructe. Trebuie să ținem cont că vine vara, vorbeam de dietă sezonală și dietă locală, fructele au totuși o cantitate semnificativă de zahăr. Depinde cât mănânci. Dacă mănânci iarna 2-3 portocale pe zi, sursa de vitamina C, acum un bol de cireșe, 200-300 de grame, suntem în regulă. Dar deja când intervin pepenii cu 2-3 kg de pepene, vorbim de 200-300 de grame de zahăr. Zahăr care este în fruct, da, fructul este sănătos, dar vine și cu această cantitate enormă de zahăr. Că e la modă dieta asta de pepene. Da, pe moment, pentru că nu mai mănânci sărat, pentru că nu mai ai grăsimi și toate celelalte, nu mai ai proteine, pare că slăbești, pe moment. Însă masa musculară scade, rezistența la insulină apare și apoi când vei începe să mănânci normal, pentru că e inevitabil, la un moment dat trebuie să începi să mănânci normal, începi să te îngrași. Și sunt nenumărate studii făcute pe acest efect yo-yo. Ai ținut o dietă foarte strictă, te îngrași foarte mult la loc. Deci mult mai bine este, după părerea mea, să începi cu o dietă diversă, o dietă din care să scoți măcar alimentele astea, vorbeam și generatoare de costuri și generatoare de probleme, zahăr, făină, uleiuri, incluzând și prăjelile, și apoi de acolo să lucrezi în sus și în jos cum îți convine. Fiecare după preferința proprie. Trebuie să ne oprim, mai o concluzie care să se tragă acum după discuția noastră, e adevărată în viteză? Concluzia este să luăm cât mai multe alimente de sezon, locale, dar în siguranță, să mâncăm așa cum vrea natura, să ne ascultăm corpul și să eliminăm alimentele ultraprocesate, zahăr, făină, ulei. Asta ar fi cel mai important și 80-90% din problemă este rezolvată pentru toată lumea. Și să nu încercăm dietele prietenilor, mătușilor și celor care... Sau ale vedetelor. Asta mă distrează foarte tare. Mulțumim tare mult, Cristi Margărit, este specialistul nostru în nutriție și fitness. Ne întoarcem la Neața după o scurtă pauză, să schimbăm registrul și să zâmbim împreună. Stai cu noi, e miercuri.